încercăm un nou prototip de un nou model de stup. Un stup făcut în poliestiren pe 6 rame. Acum am mutat 3 rame. E un roi mai micuț. Deja a început ponta. Așa, vedeți, este albină puțină, nu este multă. Șase rane normale. Are cat, dar 1 pe 2, tot 6 rame. Deci, îl vedeți. Două. 3 rame, 4, 5 rame și cu încă una 6. Astea le pregătim pentru în primăvară. Le avem deja pregătite 6 rame aici. Are folia pusă între cat și corp acum. Lăsat un centimetru jumate, aproape de 2 cm pe față. Un podișor făcut de mine. Așa. În care încape hrănitorul aici. Un hrănitor dreptunghiular. Aici se poate lua. Aici sunt orificiile pe care poate să intre. Se pune aici. Acum eu am pus o punguță cu niște miere aici. Să o aibă pregătită dacă are nevoie. Aici dacă e să pune siropul. Și ele vine și ia de aici. Așa. Îi punem asta să-i țină un pic și aici izolația. Deranjează cu nimic, că okay. E așa. Capacul tot din polistiren, după cum se vede, îl punem aici și datorită faptului că este ușor, eu îi pun două cărămizi. Așa, aici, deci așa se vede din față. Udinișul, i-am pus o gratie pentru șoarici să nu cumva să intre șoarici la el. De dedesubt o să se vadă aici aerisirea. Nu știu dacă s-a putut observa ca lumea. Acesta l-am făcut numai din polistiren, două rânduri de polistiren de 2. Deci ar veni polistiren de 4. Dar îl fac așa de probă și o să îi fac cu polistiren pe interior de 2 și cu scândură de 2 pe exterior.